Mircea Galalae are 28 de ani și este din comuna Ivești, județul Galați. De la 15 ani se luptă cu o boală care medicii bănuiesc că este epilepsie. Mai exact, acesta face crize convulsive de 2-3 ori pe săptămână și chiar zilnice în cazul unor emoții puternice sau stres, episoade care durează aproximativ o oră. Pentru că la spitalele galățene medicii nu au reușit să-i pună un diagnostic clar, acesta a mers la București și la Iași. Cad jos din picioare și nu mai știu absolut nimic de mine, nu mai știu. Alții îmi spun că mă zbat și revin greu, revind în acele crize. Cam cât durează crizele astea? O oră jumate, două, aproximativ. Nu pot nici să merg în picioare, mă dor genunchii. Seara cel puțin când mă culc, am dureri de cap groaznice. Mai grav este că de ani buni, din pricina suferinței neurologice, Mircea nu mai poate merge decât în genunchi pentru că nu-și simte picioarele. Sunt în genunchi reci. Deci de la jumate în jos sunt reci. Cel puțin seara nu sunt picioarele. Greu îmi ies și cu picioarele. Mă chinui. Asta, mai pun mâna pe picioare ca să pot să mai mă ajut. Să mai mă dau jos din pat sau să mai merg așa în genunchi, merg foarte greu. Mama lui Mircea povestește cu lacrimi în ochi suferința pe care o îndură. Rădicul noi vorbește și până când a căzut, a căzut odată. Dar se zbate, se zbate ca peștele așa se zbate. Cel puțin eu când îl văd, nici nu pot sta în ochii. La Spitalul Județean am fost, la Iași am fost, la București am fost cu el. La București i s-a spus, aduceți-ți diagnostic ca să-l tai la cap. Și nu v-au spus un diagnostic? Nu. Nici nu s-au uitat la hârtii, le-au făcut așa și am căzut toate după masă. L-am dus în brață, am împăcat o mașină până acolo cu el. Am împăcat, că dacă el nu poate să nici în fund, nu poate. Mircea cere cu disperare ajutorul unui medic care să-i pună un diagnostic clar și să-i prescrie un tratament care să-i aline suferința și să poată merge din nou. De asemenea, el ar avea nevoie și de un ajutor financiar pentru un cărucior cu rotile, cu care să se poată deplasa momentan. Vă rog frumos, dacă aveți bună plăcere, să mă ajutați și pe mine cu un medic specialist neurolog și un ajutor financiar ca să pot să ajung la medicul respectiv. N-aș mai vrea la Galați. Galațiul, ceea ce mi-au zis, cum mă duc așa mă întorc înapoi. Am nevoie de un medic specialist neurolog mai în afară sau pe unde se poate. Să-mi dea de capăt ce diagnostic am, pot să merg în picioare, să nu mai mă chinui așa în halul ăsta, să mai stau în pat. N-aș mai vrea să mai apelez nici la părinți să mai mă ajute, că și părinții sunt așa cum sunt și de asta cel mai mult aș vrea. Vă rog din suflet dacă vreți să mă ajutați.